Văd foarte mulți oameni care se simt pierduți așa, se simt pierduți în gânduri, se simt confuzi, se simt extrem de obosiți, se simt că au ieșit de pe direcția lor. Și unul dintre lucrurile care poate duce la această stare este faptul că suntem copleșiți de gânduri, că avem foarte multe gânduri în același timp. Și de foarte multe ori nu-ți dai seama de asta, pentru că deja ajungi să te identifici cu ele, să te cufunzi în ele și fac parte din tine, din existența ta. Și aș vrea să-ți propun un exercițiu care să te ajute să devii un pic mai conștient. Să scoți o foaie de hârtie, ca la școală, și să începi să scrii toate gândurile care îți trec prin cap în acest moment. Toate. Orice îți trece prin cap. Nu știu, am de făcut aia, nu m-am dus acolo, trebuie să rezolv niște lucruri, am de cumpărat, am oameni pe care nu i-am sunat. Lucruri care nici nu-ți dai seama că sunt în mintea ta. Fă această listă. Despre legate de emoțiile tale, legate de felul în care te simți, legate de felul în care ai vrea să te simți sau absolut tot ce este în mintea ta, pentru că mintea noastră are enorm de multe gânduri. În medie de, nu știu, sunt foarte multe studii care spun diverse lucruri, dar cele mai multe am văzut că spun că avem în jur de 60.000 de gânduri pe zi și multe dintre ele repetitive și foarte multe negative. Așa că îți propun să îți iei un timp și să scrii tot ce trece prin capul tău. Pentru că așa o să vezi ce se întâmplă acolo. Și după ce ai făcut asta, să mai faci o listă cu lucrurile pe care poți să le faci acum. Nu cele pe care vrei să le faci peste 2 luni, peste 1 an sau ceea ce n-ai făcut acum 3 zile. Și încearcă și te concentrează doar pe ele. Este un exercițiu extrem de bun care te va ajuta să trăiești în prezent și să devii conștient de gândurile tale. Sunt foarte curioasă dacă l-ai făcut. Și după ce o să-l faci, dacă nu l-ai făcut, cum te simți și ce observi? Chiar mi-ar plăcea să-mi spui.